lucrurile au avansat progresiv, ieri atingând un punct culminant la care, sincer să fim, chiar ne gândeam și noi, după exemplu altor orașe, să declarăm oraș închis și să ne apucăm după aceea de zăpezit temeinic. Dar zic eu că datorită oamenilor care s-au implicat și au fost chiar de apreciat, am reușit, zic eu, să menținem orașul într-o stare cât de cât aproape de normalitate. Văzând, am început voinicește această bătălie cu zăpada, am vrut să dezăpezim chiar toate străzile, străduțele. Odată cu accentuarea viscolului, lucru devenea aproape imposibil, pentru că ce lucram acum, peste o oră, parcă nu trecuse nimeni. Și probabil că și dumneavoastră, de multe ori v-a spus întrebarea dimineață când se trezea, ce au făcut ăștia toată noaptea? Pentru că efectiv era parcă munca meșterului Manole. Curățam și după aceea stratele de zăpadă parcă nu fusese atins.